Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre infiltrații la nivelul umărului. Când, unde și cu ce infiltrăm pentru a trata durerile de umăr? Cele mai frecvent întâlnite afecțiuni ale umărului sunt leziunile coafei rotatorilor, impingementul subacromial, inflamația bursei, artroza glenohumerală, capsulita adezivă sau umărul înghețat, tendinita bicepsului, artroza clomioclaviculară, osteoliza distală claviculară și mai ales tendinita calcifiantă. Cum diferențiem diferitele patologii ale coafei rotatorilor? Putem vorbi de un impingement subacromial când avem dureri de umăr fără un istoric de traumatism, când testul Hawking este pozitiv. Leziunile degenerative, în schimb, mai degrabă le găsim la pacienții mai în vârstă, unde mișcarea de rotație, fie internă, fie externă, este semnificativ limitată. Tendinita calcifiantă se manifestă prin durere intensă, iar capsulita adezivă, umărul înghețat, este manifestată cu durere intensă, durere nocturnă, cu limitarea masivă a mișcărilor, de aici numele de umăr înghețat. Infiltrațiile pot fi efectuate la nivelul spațiului glenohumeral, atunci când vorbim de artroză, dar mai ales când vorbim de umărul înghețat. Infiltrațiile pot fi făcute la nivelul spațiului subacromial, când avem o leziune ale coafei rotatorilor, când avem un impingement sau o inflamație a bursei, dar și la nivelul capului lung al bicepsului atunci când avem o tendinită. Cu mențiunea că de cele mai multe ori tendinita capului lung al bicepsului este secundară unei alte afecțiuni. Ce injectăm? În faza acută, cortizon. Nu trebuie să folosim mai mult de 2-3 injecții per articulație pe tot timpul vieții. Tratamentul de elecție, cel mai eficient, cu potențial de a repara, de a regenera, chiar dacă nu putem garanta acest lucru, este plasma îmbogățită sau PRP-ul. Acesta este cel mai eficient tratament al durerilor de la nivelul umărului. Mulțumesc!